Comisia Europeană a acordat în total 285 de milioane de euro pentru sprijinirea programelor operaționale ale României, Franței și Germaniei. România urmând să beneficieze de cea mai mare parte a somei, respectiv 230 de milioane de euro, care va fi utilizată pentru furnizarea de cursuri unui număr de 168.000 de elevi defavorizați, astfel încât să se compenseze orele de școală pierdute în timpul pandemiei, crearea de noi locuri de muncă prin intermediul unor stimulente pentru angajare acordate persoanelor care au rămas fără loc de muncă în timpul pandemiei și prin sprijinirea 295 de noi întreprinderi sociale pentru persoanele în grupuri vulnerabile, precum și pentru prime acordate unui număr de 97.000 de lucrători din domeniul sănătății aflați în prima linie în timpul pandemiei, informează news.ro.